Bună ziua, domnilor! În primul rând vreau să salut invitații din sală. Astăzi este o zi mai specială în care unul dintre punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare din această lună este mai special decât alte proiecte de hotărâre și, în consecință, văd că în sală există foarte mult musafir și vă salut cu mult drag și cu mult respect. O să dau citire ordinii de zi și o să îi dau domnului președinte de ședință posibilitatea să parcurgă fiecare dintre proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței din această lună. 1. Proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Șimleu Silvaniei unor personalități din orașul Șimleu Silvaniei. Proiect inițiat de către consilierii locale Tala Rodica Carmen și Grețeanu Dorean. 2. Proiect de hotărâre. Respectă dorința domnului Turcaș, vicar Coraneu al Silvaniei, titor al Bisericii Catolice. Sfânta Sfântă, pare rău, dar așa. Domnul ăsta este o personalitate complexă care s-a remarcat printr-o excepțională activitate pastorală. Și din această cauză, îmi scuzați acum lacrimile, dar aș fi dorit din tot sufletul și noi și cetățenii acestui oraș că dânsul să accepte. Dar, fiind puși în fața faptului, mi trebuie să retragem de pe lista de propuneri, dar sperăm ca propunerea noastră să rămână valabilă și să rămâne deschisă în continuare. Vă mulțumim! În calitatea dumneavoastră de inițiator de proiect, ați retras articolul 4 de la proiectul de hotărâre, deci în concluzie Consiliul va analiza și vota hotărârea numărul 1 fără articolul numărul 4. Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. Și o să le iau în ordine alfabetică. Pe domnul Albu îl cunosc din totdeauna. De când am venit pe Cineră, în clasa 5, am trecut ceva ani, cred că prin anii 78, ca profesor, la fel pe domnul Ștefan. Am să vorbesc despre perioada aceea, deci despre perioada în care am putut să remarc cât sunt de util în activitățile pe care le are orașul. Și fără să exagerez absolut deloc, cred că orice eveniment care are loc în oraș, fie că este ziua de 1 decembrie, fie că este ziua de ziua armatei sau orice alt eveniment, evenimentul fără domnul Albu și fără echipa domniei sale n-ar avea nicio culoare și nu cred că mă poate contrazice cineva și vreau să-i mulțumesc din suflet pentru aceasta, pentru toți acești copii minunați pe care ați reușit să-i aduceți aproape de dumneavoastră și vă mărturisesc că rămân foarte surprins de multe ori. Și acum, în lumea aceasta în care tineretul este aplicat spre cu totul altceva la vârsta aceasta de 10, 15, 20, 18 ani, reușiți să-i aduceți aproape de dumneavoastră. Aveți acel magnet care atrage lângă dumneavoastră și asta înseamnă că aveți calități pe care nu le are oricine. Spunea părintele Boșca că eu cred că a fost o glumă ceea ce spunea părintele Bulco, că se miră că a fost propus pentru cetățean de onoare. Probabil că în glumă a spus-o. Eu sunt minoritar religios, dar sunt ales de o mare majoritate, care este ortodoxă. Deci în Șimleu există normalitate. Și așa va fi întotdeauna. Și niciodată nu se reușească să conducă acest oraș decât un om normal, pentru că și oamenii din oraș sunt normali. Eu îi mulțumesc domnului Boșca pentru că este unul dintre oamenii care a clădit, în primul rând, ziduri fizice, acele clădiri, și nu în ultimul rând, a clădit pe partea spirituală și s-a plecat și întotdeauna. Deși, mă rog, ca și fiecare, există oameni care vorbesc aiurea, oameni din oraș, că s-au ocupat și a dus de acolo și a făcut. Păi, toate lucrurile care s-au construit s-au putut face numai cu aceste sacrificii, inclusiv cu magazin de haine sau lucruri de acest gen, pentru că nu s-au născut aceste clădiri și tot ce este acolo nu s-a născut așa, din o alinare de lume. Îi mulțumesc pentru faptul că se ocupă de această lat
spirituală și de oamenii mai puțin ajutați de soartă și evident că noi ca și primărie am fost și vom fi întotdeauna parteneri serioși în această activitate și ne bucurăm că avem cu cine să o facem. Domnul Marin Ștefan și pe dânsul cunosc din, cred că n-am fost mare sportiv, că nu m-am amintit că am fost de el. Îl cunosc întotdeauna de când am venit aici ca profesor în prima fază. Are recordul la lungime. Da. După mine. Eu apreciez foarte, foarte mult tot ceea ce faci în ultimii ani, pentru că sunt foarte mulți care povestesc mult de tot, dar nu fac mare lucru. Și dânsul reușește ca istoria aceasta bogată, săracă, așa cum este ea și mleului, cu tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi aici, să fie pusă pe hârtie și peste ani și ani de zile, urmașii noștri vor ști că în orașul Șimleu Silvaniei s-a întâmplat ceva frumos, s-a întâmplat ceva urât sau pur și simplu s-a întâmplat ceva la un moment dat. Toate evenimentele care au loc, eu las latura sportivă, pentru că de latura sportivă au vorbit foarte mult. Eu vorbesc de latura aceasta și încărcătura aceasta care o puneți pozitivă pe generațiile următoare prin ceea ce lăsați în urma veniței dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, eu vă respect și întotdeauna cred că am fost un om care v-am fost de ajutor, tocmai pentru faptul că am considerat că sunteți un om foarte util care lasă ceva în spate. Aceeași. Sigur, despre tata aș putea să vorbesc mult, dar categoric sunt subiectiv. Lui îi mulțumesc că m-a crescut. Bine, îi mulțumesc că datorită lui sunt primar, pentru că în primul mandat, când aveam 34 de ani, urmăm cu 14 ani, 15 ani, cât o trecut de atunci, nu mai știu. Nu cred că m-au ales și vreo ani pe mine, cred că l-au ales pe el. Și cunoscându-l ca și om și familia mea, evident că toate lucrurile acestea. Eu am încercat să-l conving să renunțe, pentru că mi se pare că merită această funcție, dar așa cum sunt și eu și, din păcate, sau din fericire și copiii mei, suntem foarte căpoși și știam că l-aș supăra dacă s-ar la altceva în Consiliu. Și îi mulțumesc la doamna Tala că a luat decizia asta, pentru că altfel eram obligat să-i rog pe colegii mei de partid să se abțină la vot și nu cred că erau nici ei foarte fericiți să facă acest lucru. Încă o dată mă înclin cu respect în fața dumneavoastră tuturor și îi spun și la tata că acum că nu voi mai fi primar, nu știu când va fi aia, vom vedea. Da. Probabil că ceea ce era pregătit deja aici o să primește. O să rog pe doamna Tala și pe domnul Crățanu să vină să ofere titlurile de cetățean de onoare celor trei. Adică, de fapt, stați să vedeți. Trebuie să și vot, pentru că s-ar putea să facă casă. Da, mulțumesc pe dată. Articolul 1. Se conferă titlul de cetățean de onoare al Universității domnului profesor Albu Traian pentru profesionalism și dăruire în pregătirea muzicală și a elevilor și consecvența în promovarea cu talent artistic a ideilor și valorilor spiritualității românești. Cine este pentru? Împotrivă? Nu e nimic. Nu am dat. Articolul 2. Se conferă titlul de cetățean de onoare a orașului Șimleu Silvaniei domnului preot Pavel Poșcă Vasile pentru activitatea și contribuția personală în aptitorii case puse în slujba comunității orașului Șimleu Silvaniei pentru creșterea prestigiului bisericii și atitudinii față de latura spirituală a ființei umane. Cine este pentru? Articolul 3. Se conferă titlul de cetățean de onoare a orașului Șimleu Silvaniei domnului profesor Ștefan Marin pentru activitatea jurnalistică, implicarea în activități culturale și sportive și promovarea în presă a orașului Șimleu Silvaniei. Cine este pentru? Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri, se încredințează primarul orașului Șimleu Silvaniei. Prezenta hotărâre se comunică cu primarul orașului Șimleu Silvaniei, prefectul județului Sălaj, persoanele prevăzute la articolul 1 și 3, în dosar hotărâri.
Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Vă mulțumim! Noi, orice, pentru că nu are aia,